cred că nu se poate mai potrivit un hram pentru o asemenea mănăstire. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este expresia iubirii monahale, cea care este încercată și în acest loc, de trei măicuțe și de părintele, care se străduiesc în fiecare zi să slujească lui Dumnezeu și semenilor. Le mulțumim pe această cale pentru că nu este ușor și pentru că oamenii din această zonă au nevoie de sprijinul lor, atât duhovnicesc cât și material. Nădăjduim că această ctitorie pentru veșnicie să se finalizeze și să fie spre bucuria tuturor.